Da, ok, bună seara. Am zis să facem așa, în felul ăsta, pentru că nu mai sunt emisiuni nici pe paginile de, în general, pe Facebook, nu mai sunt emisiuni electorale. Și atunci, hai că facem așa. Nu am gândit, azi dimineață, de exemplu, nu am crezut că voi face acest material. Am tăcut în această campanie pentru că am vrut să văd cum merge această campanie. Am văzut-o. Mă tem că nu a fost cea mai ok campanie pe care am văzut-o eu în cei 30 de ani, dar de trecute campanii, 96, dar a fost o campanie ce i-a început mult mai devreme decât și-ar fi închipuit oricine. Evident că oamenii politici, în funcție de partid, și-au făcut așa cum a știut fiecare treburile. Nici nu știu în momentul ăsta, știu că există, ceea ce știu însă, da, ceea ce știu că nu am pregătit nimic, este doar, hai să zic, o încercare de a mai grupa și regrupa niște lucruri, că nu s-au spus lucruri. De exemplu, o campanie a fost fără dezbateri electorale, de mult în orașele mici și în județele mai mici și mai și în alea mai mari deja nu se mai fac dezbateri electorale. E foarte clar că nimeni nu le vrea. Le vor doar cei care cumva n-au avut de-a face cu administrația și sigur că toți restul, toți cei care sunt în funcție se feresc de asemenea gen de dezbateri, pentru că nu toate lucrurile sunt în regulă. Evident că nu pot să îți fie toate în regulă. Așa că fiecare partid și-a făcut treaba cum a știut mai bine. Evident că Partidul Social Democrat a fost cel mai organizat partid în această campanie. Întotdeauna lucrurile aici au stat foarte clar. Știai cu cine ai de-a face, știai ce se întâmplă, știai toate aceste lucruri. Evident că într-un județ ca Bistrița Năsăud, 12 ani pentru Radu Moldovan era cumva de înțeles că celelalte lucruri sunt organizate, inclusiv campania. Așa că s-a început în forță, așa cum zicea azi Gabriel Azani, lucrurile au început în 12 martie, sau în 13 martie, și a plouat, azi a fost cald, au trecut niște luni de când ei au început să bată Bistrița și vedem duminică cum și ce s-a înțeles din toată povestea asta. S-a muncit mult în județ. În schimb, dau veste proastă presă în general și mie îmi dau o veste proastă. Sunt ultimile alegeri în care, să zicem, contăm așa cu emisiuni, cu de-astea. În 2028 va fi total schimbată povestea, doar dacă în acești 4 ani se pot întâmpla multe. 2025, 26, 27, 28, până când vor începe celelalte alegeri. Mai avem încă niște alegeri. Sunt mai mulți sau mai puțini, în funcție de interese, că asta nu e. E în funcție de cum e fiecare prietenile. Știu că n-am foarte mulți prieteni și asta este. Este și alegerea mea până la urmă. Așteptați cifre. N-am să dau foarte multe cifre, pentru că vă spun ceva sincer, nu știu
foarte sigur ce se poate întâmpla. Îmi spunea un amic, un prieten, hinturi, îmi spunea altul, dă-mi pronostic. Pronostic la Bistrița, pronostic la CJ, astea sunt cele care contează, pentru că Becleanu, deși am văzut că există și idei cumva că Nicu Moldovan ar putea pierde alegerile la Becleanu, exclus. La Năsăud la fel, Dorin Vlașin exclus să piardă alegerile. Dar la St. George, băi, eu pariez mai departe pe Cătălin Bota, chiar dacă nu e ok ceea ce am spus. Adică chiar dacă Traianu Găgău a bătut palma cu Partidul Social Democrat, eu zic că mai mult l-a diminuat pe Cristi Pop, candidatul PSD la primăria St. George's Bay. Cătălin Bota, chiar dacă nu este sau nu comunică foarte mult pe exterior, mai mult în St. George's Bay, evident că asta îl interesează, nu judec din prisma asta. Și nu judec în primul rând pe nimeni. Doar spun că el nu comunică atât de bine și atât de mult și este foarte clar, însă că el are un anumit caracter și un caracter ok. Asta este cu orașele. Becleanu, lăsați-o. Nu vă consumați foarte tare. Nicolae Moldovan m-a știut întotdeauna ce are de făcut. La fel și acum. Știu că intrează Bistrița. Bistrița o las și CJ-ul le las la urmă. Bun. Nu așteptați să vă dau sondaje, că și dacă aș avea sondajul, cel mai sondaj, să știți că vine duminica sondajul final, deci fără probleme. Și dacă l-aș avea, nu l-aș da, că nu e corect, nu ar fi corect. Sunt cifre, să știți că sunt, dar sunt calibrare, ponderare. Ele nu reflectează neapărat realitatea de acum, de duminică, atenție, nu de acum, de duminică. Deci v-am spus, în George Băi, Năsăud, Beclean, Valea Bârgăului, în principiu, rămâne aceeași. Cu semnul de întrebare de la Bârgău și acum mă gândeam la Bistrița Bârgăului, Tiha și cu Prund, în general rămân același. Nu există contracandidați pentru actualii primari. Nu prea există. Vedem livezile, e foarte aproape de Bistrița, iar Traian Simihu, chit că mie nu-mi place ca și mod de comunicare, ca și de nu, mi se pare foarte așa, nu e pe placul meu, nici ca și comunicator, nici ca nimic, adică mi se pare așa foarte ușurel, nu, da, dacă o fac, a făcut treabă, probabil că oamenii îl vor vota. Mă gândeam la Joseni și nu venea în cap, recunosc. Joseni nu se împarte acolo, probabil că candidatul PSD, fost PMP, va câștiga. Nu știu ce forță are aurul în zona aceea și nu știu cam care este forța aur în acest moment în județ. Am văzut în alte zone, am văzut la Mirel Palada niște sondaje. Am văzut la Cluj că, de exemplu, că aur ar fi cumva pe locul 2, dar vedem. Adică îi suflă în ceafă lui Boc. Și pe metrou, domnul Boc, ce face încă? Budacu de jos. Na, cu Simion, ca ce să faci? Că rămâne primarul. Asta este. La Dumitrița, acolo, cu Crenciuc, din nou, el a comunicat prin aer, așa, cu rândunelele. Și cred că acolo poate că lucrurile se pot schimba. Abana. La cetate,
clar că Tarniță, ca primar în funcție, evident că are toate șansele. Mă apropiu de Bistrița pentru că nu are niciun rost. Și în Tierra Ioan Bob. Așa am văzut la Șiodor Hei, dar Ioan Bob rămâne primar. La Șiodor Hei am văzut Sfintean are mulți contracandidați, are 5, cu el 6, na? Ca și la Telciu, știi? Știu că aștepta să vorbesc de Telciu unii. O să vorbești de Telciu. Fie așa de complicat. La Șiodor Hei sunt mulți contracandidați la Sfintean, da? Omul și-a făcut treaba, zic eu. Până la urmă, de ce nu? Nimigea, bătălie cruntă, vom vedea. Nu Nimigea, bătălie cruntă și acolo la Chiuza, acum că a fost nenorocirea aia la Săsarm, mai crește ceva la primar, adică nu... Bradea, care poartă numele unui mare sculptor, nu are el treabă cu sculptura, evident, dar probabil că această poveste cu furtuna mi-a mai duce niște voturi, culmea, să știți că așa se întâmplă. E tare ciudat, dar așa e viața, ce se face? Mă duc pe Valea Șeului, stai, Dorin. Hai că i-am făcut Valea Șeului, dar Mărișelul. Păi, ce să facem cu Mărișelul? Contracandidați pe acolo, Horațiu, Orică, primarul, știți povestea lui cu doamna secretar sau ce aia, că nu știu. Dar tot el rămâne primarul. Mai vin și eu, păi cu Dedean, acolo se bate Dedean cu Roxana Paș. Na, ce să spun, Roxana, probabil că lupta e inegală. Na, e o vale de crescători de animale, o vale destul de conservatoare, cum e tot județul Bistrița. Sau 12 femei sunt candidate la diferite. Na, avem și primărițe, încercări de primărițe și așa mai departe, dar nu. Nu județul ăsta. Și Euț, se dă lupta acolo și la Mănor se dă lupta, să vedem. Acum Cira are avantajul de a fi primar de 3000 și ceva de ani, însă e posibil să vedem și acolo surprize, deși, repet, Ioan Cira pleacă din pole position. Duminică vedem, după biserică, după toată povestea. Dorin Arsinte, sincer, îți urez mult succes. Mi-aș aștepta să vă spun despre Teaca. Florin Oltean, da, candidatul PSD, el rămâne primar. Micești, și acolo e o luptă cruntă. Frate, niciodată n-am să vreau să fiu primar în Micești sau în Urmenii sau oriunde altă, nu. Și nici nu vreau să fiu primar, în primul rând. N-am putea să-mi pun tricou cu Hard Rock Cafe New York, na, eventual New York sau Bangkok sau eu știu, nu în România, pe vreo insulă, pe vreo insulă m-am gândit mai mult așa și cred că așa aș vrea, pe o insulă, să-mi dea un sătuc acolo de Amazone. Milaș, Băcăin rămâne, Urmeniș, Tomșa rămâne, Silivaș, vedem acolo bătălia cu fiul lui, da, e și asta, un Cămărășan, ciudat așa, sigur, dar asta este, l-au făcut pe Cămărășan cumva, până la urmă, ce se face, asta e viața, poate că din la câmpuț, adică vreau să scape de nu știu ce și vor da de nu știu cum, că e posibil ca fiul Cămărășan câștige alegerile. Dar nu credeți că oamenii nu știu ce votează. Știu foarte bine ce votează. În multe locuri știu chiar foarte, foarte bine ce au de votat. Asta e povestea până la urmă. Uite că trecură deja 15 minute, frate, și nu e ok ce fac așa. Prea mult, prea mult, da. Am mai zis ce a fost pe zona de câmpie, da? Ce să vă mai spun? De Lechința, ai. Lechința Romeo Florian. Rămâne primar, evident. Sau v-ați gândit la altceva, voi?
E bine și așa. Speranța moare ultima. Asta e viața, nu? Alte lucruri, mergem de la Lechința, facem curbă, mergem spre Matei, Vencean, cred că rămâne primar. Vă vedem. Se mai joacă și în alte părți, nu mai. La Chiocheș, la prietenul meu, până la urmă, amicul meu, m-a spus că am prieten puțin. Vasile Silașii, acolo e o situație mai dificilă așa pentru Silașii, mai ales după ce a trecut în PSD. Dificilă pentru că sunt foarte, foarte, vociferează foarte mult contra candidații lui. Și el a făcut niște greșeli pe care le voi spune după. Acum ce importanță mai are povestea? Da, nicio importanță. Nușeni, e clar, Mureșan, erare primarul, avem un primarul, avem primari nici de acum încolo. Zagra, n-are rost să discutăm despre Bușcoi, că el e primar, la Căian el e primar, Paul. La Uriu se joacă, frate, Spermezan, nu-i fratele meu Spermezan, polițistul s-ar putea să-l încalece. Spermezeu, na, in nome de Pater, de Filii și in Spiritus Sanctis, rămâne hobnogi. La Târlișu am văzut că era războiul cu ăla, contra candidatul Vlăduț Purja. Eu cred că rămâne Vlăduț, fără doar și poate, pentru că e ok omul. Trebuie să ne uităm și la ce oameni candidează și trebuie să avem foarte mare grijă la asta. Și dumneavoastră să aveți grijă. Să vă gândiți foarte bine când veți fi acolo, de ce votați pe celălalt și nu pe celălalt. Dumneavoastră știți foarte bine ce aveți de votat. Și cei din sate, și cei din comune, și mai ales cei din orașe și din municipiul Bistrița. Că ne apropiem, nu? Tot ne apropiem de. Că nu mai am unde să mă duc. Ciceu Mihăiești acolo, Ciceu Giurgești, Negrilești, alea sunt lucruri. Se joacă lucrurile. Vom vedea la Ciceu Mihăiești. Mai. Ce să vă spun acum? Degeaba vă spun despre primarii de acolo, că oricum nu-i cunoașteți. Și eu. Cel de la Ciceu Giurgești, de exemplu, e un mare necunoscută. Serios. Vai, Doamne, și-am uitat Valea Someșului. Pă bune. Sângeos am fost, da? Feldru. Țiolan. Bă, Țiolan are șansele lui mari. Dar se joacă, se luptă. E luptă la Feldru. E luptă. Oricum ați luat, e luptă. Și până la urmă, de ce să nu încerci și altceva? Ce mai e pe acolo? Rodna. Grapini, ce faci, frate? Deci domnul Grapini a comunicat prost, foarte prost. În rest, eu atât am de-i reproșat. Comunicarea mediocră. În rest, vor alege rodnenii, nu? Eu că oricum nu votez în Rodna, eu votez la Bistrița, Valentin Grapini. Dar dacă aș vota, știi ce aș vota, nu? Da, e clar. Nu spun. Forogău la șanț. Forogău contra David Sabo. Voi știți, dragi sănțeni, pe cine veți vota. Dar votați. Dacă aveți de schimbat, schimbați. Dacă credeți că nu e bună schimbarea, nu o faceți. Dar nu refuzați să mergeți la vot. Mergeți la vot. E foarte bine dacă mergeți la vot. Deci sunt jos, v-am spus, lui Cătălin Bota. Feldru m-a spus. Pe Valea Ilvelor e tare așa ciudat. Acolo sunt primar de 1000 de ani. Lupșan la lui Cailvei, lui Cailvei. Cred că comuna aia nu m-a avut alt primar în afară de asta. Așa și Ilva Mică, Horică,
pic în cur, dar se ridică. E clar, nu? E clar, nu? Leșu vedem, se luptă, se joacă. Ioan Pop, mai sunt doi Ioan Pop acolo. Plus primarul liberal al, mă înțelegeți, nu? Așa, Poiana Elvei, acolo sunt așa niște lucruri mici. La Măgura Elvei nu vă creați iluzii. M-a scris Balzac, iluzii pierdute, nu? Rămâne Valer Avram. Până când vrea el, nu știu, până când o să vrea, o să, la mea să spună, nu. Ilva Mare, Chicșa contra Anca. Eu am lucrat mai bine cu Anca, recunosc. Cu Chicșa n-am lucrat deloc. Bine. A. Adică nu, n-am avut cu cine, cred. Sau, mă rog, poate greșesc. Îmi cer scuze. Comunicare zero. Barat. Zero barat comunicarea. A, m-am spus, pe la Lunca, frate, la Flaviu Lupșan, 96 primar. A văzut ăsta de la Ion Iliescu la Traian Băsescu și încă mai departe. Emil Constantinescu plus. Asta e. Ne îndreptăm cu viteză că uite, deja e 21:38 și mai mult de o jumătate de oră. Nu, că nu vă țin, că după aia mai fi câte ceva pe acolo, Telciu, bătălie crunt acolo. Sunt mulți, tată, mulți, 6 independenți de ăștia care... 2 independenți la Telciu. Un profesor și poetul Gelu Vlașin, scriitorul Gelu Vlașin. Dar el candidat independent la Consiliul Local. La primărie îi un profesor. După aceea mai e PNL, mai e AUR, mai e ăștia, mulți. PSD-ul. Îl cheamă Ioan Cordoș, dar nu... Eu sunt prieten cu Sever, evident, că nu pot să fac de alea, că azi așa, mâine așa, că suntem nume, suntem la fel de neamuri, nu. În Telciu toți sunt neam cu toți, nu se poate. Acolo nu ai cum să fii neam, dar e scutata, nu cu mine. Eu sunt doar neam cu Sever Mureșan, atât. Eu cu el recunosc că sunt, în rest nu știu, na, ce să zic. Romul e Moniță. Veșnicul Monița, ce credeți, că e așa de ușor de dat jos Monița? Și primul rând de celălalt, da. Că e mix cromul ăla acolo. E ca și Silivașul, bă, frate. De-alea, Silivaș, Micești, Romul e mic, Coșbucul mic, rămâne asta. La Coșbuc ăla, că ajunge prin cultura la puterea, mă, cultura e mai greu la unii. Stai liniștit. Salva se joacă, se luptă, e rup. M-am spus Chiuza acolo, Nimigi, alea, toate orașe, bine am spus, Bistrița. Municipiul Bistrița. Aici este bătălia mare. Aici, într-adevăr, se joacă. Aici a fost o campanie foarte bună a lui Lazăni și jocurile și modul în care și-a făcut campanie Ion Turc. Altfel decât în urmă cu 4 ani. Observ doar... Am observat doar o, să zicem, o răceală, o campanie a PNL-ului în două, ca să zic așa, Robert Sigatov de o parte, Tur de o altă parte, și comunicarea doar prin intermediul netului, adică a Facebook-ului și a celor, nu, niciun alt fel de comunicare nu a fost. Asta este. Până la urmă, și comunicarea asta e bună. Poate că sunt eu mai pornit spre altfel de comunicare. E conferințe de presă, spre dezbateri, spre a spune fiecare cuvântul, spre a vedea lucrurile și programe complete și tot ce se întâmplă. Sigur că un primar în funcție are ce-ți arăta, aia e foarte clar. E foarte greu de bătut un primar în funcție, dar nu putem spune never say never, adică politica e politică. Vedem, se joacă. Ceea ce știu să vă spun este că se joacă. Și că nu este așa o mare distanță, nu este atât de uriaș pasul.
Se joacă dintre 18 și 22. Urnele se închid la 22. Contează doar lupta între cei doi. Contează lupta între PSD și PNL. Atenție însă la nehotărâți. Atrag atenția nouă partidelor. Nehotărâții și Aurul. Chiar dacă la județ e o altă poveste cu Aurul și cu Florian, că nu să facă el prea multe bâțuri pe acolo, maxim 7-8%. Hai. Atât, nu-i mai mult. Acolo bătălia se dă între cei doi, între Radu și Robert. Aici la Bița se dă între Lazani și între Ion Turc și Gabriel Lazani. Gabriel Lazani a intrat așa proaspăt în politică. De el nu face politică. Turc știe, în schimb, politică. Vom vedea. Se joacă. Nu se poate culca nimeni pe ureche. Nici la Bistrița, nici la Consiliul Județean. Eu zic că lupta e puternică, pentru că există și foarte mulți tineri și, în general, tinerii știți cum e. Ei au niște variante foarte, de altfel, foarte clare. Restul vedem, nu... Alianța Dreapta Unită va face niște lucruri, nu atât de mult pe cât ar vrea ei, dar se vor descurca. Aurul nu este la nivelul Moldovei sau a județelor mai, să zicem, din sud, unde... e nivelul de Bistrița, Năsăud. Cu mai mulți consilieri județeni, probabil, și să vedem ce să scoate pe Consiliul Municipal. Dar marea bătălie pentru primar și pentru Consiliul Local va fi bătălie. Deci asta trebuie să ținem cont. Și vă rog să ne gândim duminică ăștia care au făcut cu partidele, ăia care s-au ocupat de campanii, de tralala. Atenție la nehotărâți. Mare atenție. Încă nu și-au spus cuvântul. Am văzut niște cifre, dar nu cred. E greu în momentul ăsta să spunem ceva. La județ, evident că Radu Moldovan pleacă din pole position, așa cum la Bista Turc pleacă din pole position, dar se pot schimba niște lucruri. Azi, mâine zi de meditație. Bine, eu fac meditație de altă, nu la asta. Aici știu niște lucruri, nu pot să dau cifre. De ce sunt mură în gură? Le păstrez așa, care farmecul, da. Farmecul e unul al meu, adică... Nu știu, să știți că nu știu. Chiar nu știu la Bistrița. Dilema trebuie să o rezolve bistrițenii, nu eu. Eu sunt doar un jurnalist care are câteva cunoștințe despre politologie și campanie electorală. Atât, nimic mai mult. Bun. Așadar, cam aici, cred că e suficient. N-am vorbit foarte mult în campania asta. Nu așteptați cifrele nici în seara asta, nici mâine, cu atât mai puțin duminică. Duminică, nu uitați că o să avem directuri. Duminică la ora 22, direct pe Tele21 Bistrița și pe ProPolitica. Și o să vedem acolo exact cum stau lucrurile. Ok, asta este. Eu vă trimit la vot. Mergeți și votați cu cine vă va spune conștiința. Dar mergeți și votați. Bun. Asta e. Până la nouă, revedere. Să auzim numai de bine.